ora cinei a sosit. În curând mâncarea va fi gata. Îi mai așteptăm doar pe cei 5 invitați. Doriți să aflați cine sunt aceștia? Ok, numele Cătălin Crișan vă spune ceva? Cu siguranță. Din lumea muzicii ni se mai alătură o voce care a cucerit America, Adriana Antoni. Ceilalți trei musafiri ai cireșei de pe tort sunt actrița și cântăreața Silvia Pop, inegalabilul Costin Mărculescu și domnișoara Oana Ioniță, o bebelușă dornică să se joace de-a gospodina. Astăzi avem o emisiune cu Oana Ioniță. Nu aia de la vremea. Oana noastră, de la Cârcotaș și de la Vedete-n Figuri și din multe alte locuri pe care o să le aflați pe parcurs. Păi, eu nici nu mai țin minte de când am început să dansez. Cred că din purta de la mama, dar profesionist m-am de la 4 ani. Nu știu cât de profesionist, mă rog, acum la 4 ani e puțin cam de vreme. Atunci am început să dansez. Mi se pare o fată drăguță, în primul rând, și o bună dansatoare. Sunt din Ploiești, am venit în București în clasa 4-a, la liceu de coreografie. O poveste lungă, multe studii, multă nebunie, mult dans. Până în clasa 12-a am terminat-o cu liceu de coreografie, apoi am ajuns la operă. Am perceput-o ca o tipă foarte pozitivă, care muncește, își vede de treaba ei. La operă nu am stat decât 4 ani, pentru că mi-am dat seama că, pe lângă faptul că e o viață foarte grea, salariul nu este chiar extrem de mare, iar mie îmi plăcea mult mai mult să dansez decât să mă înscriu în rigorile baletului clasic. Deci am, pe lângă faptul că în liceu am făcut balet clasic, am făcut și alte stiluri de dans. Pe Oana, înainte de această emisiune, n-am cunoscut-o personal și îmi pare rău, admir foarte mult atât pe ea cât și emisiunea în care, la care lucrează. Evident că emisiunea mea de suflet este Cronica, pentru că sunt și fac coreografia și dansez acolo de aproape 6 ani de zile. Foarte greu. În 10 secunde cât sau 20 cât dansează ele în fiecare calup să se exprim ceva. Înseamnă talent, înseamnă multă muncă, înseamnă profesionalism și ea le degajă și le arată pe toate. Acum este nou pentru mine să spun faptul că ar putea să fie și vedete în Figuri, dar e ceva nou, e un lucru nou pe care îl fac, prezint, vorbesc, intru în contact cu oamenii, simt că fac ceva extrem de dinamic și mă țin în formă. Măi, o știam pe Oana doar ca și dansatoare și când un om doar dansează și nu cântă, nu poți să-ți dai seama prea mult exact de personalitatea lui, dar aseară la Costin, mi-a plăcut de ea. E așa, drăgălașă, gingașă și vorbește frumos și e o drăguță, da. Dansul nu-l consider ca pe o carieră, ca pe un job. Nu este o meserie pentru mine. Dansul e ce știu eu să fac mai bine și e un mod de viață. E faptul că respir și merg în fiecare zi, o fac prin dans. Fiecare lucru pe care îl gest, pe care îl fac conștient sau nu, pentru mine reprezintă o mișcare de dans. Având în vedere că toată viața a dansat, te-ai putea aștepta că la faptul că te va invita și îți va da ridichi, umăr, o portocală în cel mai rău caz, dacă, în cel mai bun caz, pentru că are zahăr portocala și te cam îngrașă, și eventual un ceai cu multă rămâie și cu zaharină. Dar din ce am cunoscut eu așa în viață, de multe ori oamenii care dansează, balerinele, și-ar dori să mănânce complet altceva decât sunt, din păcate, săracele obligate să mănânce pentru a-și construi o carieră. Pentru astăzi le-am pregătit invitaților mei multe liste. Hai să zic din cap ce le-am făcut. Niște aperitive cu salată, cu brânză, cașcaval, roșii, nu știu dacă o să le fac grucola deocamdată, mai mă gândesc, până la piață, că s-ar putea să mai îmi schimb părerea până acolo și înapoi. Cred că meniul la Oana vor fi fructele. Eu așa o văd, fiind și blondă și tânără și zero la bucătărie. Probabil va cumpăra niște fructe, nu știu, ceva preparat. Am zis că eu tot gătesc spanac și îmi place foarte mult spanac, o porție de spanac la fiecare, cu câte un ou burtă, așa îi spun eu, dar este o simplu făcut la tigaie. Măi, nu știu, bebelușa la meniu,
Nu cred. Cred că și ea, ca și Costin, o să intre pe internet și o să încerce rețetele pe noi. Apoi aș vrea să fac la cuptor niște piept de pui cu morcov, cu... zic din capul meu, stai că am listele aici, cu ciuperci și cu ceapă călită. O să văd cum le fac la cuptor, le acopăr. Na, nu fac acum, nu vă spun despre ce vorba, să vedeți singuri. Pentru mine este mai puțin important ce va găti, cum va găti și ce gust va avea, că oricum bănuiesc că nu o să moară nimeni după ce vom mânca diseară, cum n-a murit nimeni nici aseară când au fost la mine. După care o să fac desertul, care constă într-o plăcintă de mere cu o cupă de înghețată și cu mentă. Contează ambianța, contează că suntem 5 artiști care petrecem o săptămână împreună. Aș vrea să le pregătesc și niște sucuri naturale, pentru că știu că domnul Cătălin Crișan are probleme cu dieta și respectă anumite feluri de mâncare, mese și așa. Și ca aperitiv, sar la aperitiv, o să le dau niște ciupito de ierbas. Mie îmi place foarte mult, dacă nu le place o să am și vin pregătit. Eu în casă am de toate în principiu, pentru toate gusturile, în caz că am și fițoși, să mă ocup de toate gusturile în parte. Meniul este ca de bebelușe, vioi, vesel, drăgălaș. E interesant unul dintre aperitive care se numește ciupito de ierbas și ne va oferi, bineînțeles, mai puțin mie, mai mult invitațiilor, freșuri de fructe. Tare drăguț! E un meniu sănătos, e un meniu pe care eu îl agrez, eu mănânc așa ceva, asta gătesc, asta fac, nu m-am interesat să fac ceva sofisticat sau să prepar ceva ce nu știu, nu vreau să mă fac de râs, oricum e posibil să se râdă și Horia, o să mă comenteze foarte mult, Horia, nu vorbi de mine foarte rău, te rog, că suntem colegi. Gata cu vorba. Aruncați și voi o privire prin casa Oanei. Fiți atenți mai mult la pozele alea frumoase și mai puțin la dormitor. Am încercat să-mi redecorez casa pe ultima sută de metri, să-mi amenajez. Eu nu petrec foarte mult timp acasă, stau mai mult în sălile de dans. Aici e un perete cu mine, cu tablouri din Chicago, cu semnături, cu... sunt foarte mândră de acest tablou. Aici e un șemineu pe care mi-am pus un trofeu cu TV Mania, niște poze, niște chestii mici, mărunte de ale casei care mă reprezintă pe mine. Eu cred că la ea acasă o să fie foarte frumos, așa, gingaș. Floricele, roz. O să vă placă ușile, cred că din cauza asta am și luat casa, din cauza ușilor sau datorită ușilor mai degrabă. Îmi plac foarte mult. Vă aștept în dormitor! Cum ați ajuns aici? Ați intrat deja la mine în dormitor. Acum haideți să vă prezint dormitorul meu. Este tăurașul cu care dorm fiecare seară. O să ziceți, oh, ce taur are în pat! Dormitorul meu este un dormitor călduros. Musafirii nu știu cât de mult o să intre la mine în dormitor, pentru că e o parte din mine pe care nu aș vrea să o dezvălui foarte mult. O să vă dezvălui vouă. Mi-a plăcut și îmi place fierul forjat. Am încercat să combin elemente de mobilier cu fier forjat. Nu am apucat încă să decorez tot, nu pentru că nu am avut timp, nu vreau să mă scuz în fața voastră, ci pentru faptul că nu am găsit încă ce am căutat și de ce mi-a plăcut mie și ce mă caracterizează pe mine în acest dormitor. Pentru că ea este foarte cochetă și aranjată și delicată și cred că și-a aranjat acasă un cuibușor în care să se simtă foarte bine. Asta este locul meu preferat din casă. Dorm cât pot de mult, îmi place să dorm, mă trezesc târziu, din cauza asta întârzi peste tot la filmări, îmi cer scuze, probabil că și din cauza asta am întârziat ieri la cină. Ce să vă mai spun, este locul preferat. Taram! Sunt gata de cumpărături, abia aștept să plec, să văd ce legume, fructe, am o listă, nu știu, să văd cum le combin între ele, să văd ce găsesc, sper să le găsesc pe toate și proaspete, pentru că invitații mei trebuie să aibă cele mai bune lucruri pe masă și cele mai sănătoase. Suntem gata? Plecăm! Pa! În sfârșit ne putem apuca de treabă. E timpul pentru runda întâi. Să vină cumpărăturile. Mie îmi place să merg la cumpărături, îmi place să-mi iau mâncare. Oricum frigiderul meu, să vedeți, este plin cam tot timpul. Bucătăria mea e încărcată cu mâncare. Deci am
permanență mâncare acasă, îmi fac cumpărăturile în fiecare zi sau din două în două zile să am, să fiu aprovizionată, pentru că niciodată nu știu când mi-este foame, de ce poftesc. Sunt o fire pretențioasă din punctul ăsta de vedere, că aș vrea să am de toate în casă, și fructe și legume, și am poftă de spanac și de orez și de tort și... O să vedem ce să iasă. Eu cred că va cumpăra fructe și ceva... Poate gata preparat, poate o pizza, știu eu, nu știu. Vom vedea, deși cred că și ea se va strădui să facă ceva. Oana e foarte ambițioasă și sigur se va strădui să îi încânte pe musafiri și să stoarcă de la ei note cât mai mari. Oregano, 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 cimbru, salvie. Ce mai trebuie să mai iau? Când o să meargă la cumpărături, vă spun să vă luați o marjă de timp mai mare, pentru că o să se încurce printre raioane și așa mai departe, mai ales dacă n-a gătit niciodată. Numai dacă ești un geniu ale gătitului, să găsești din prima toate raioanele, tot ce trebuie, piperul care ai nevoie sau toate mirodenile alea, probabil că o să facă ceva cu... Nu, o să-ți trebuiască cât de cât sare, piper, boia, una alta. Nu cred că o să le găsească din prima, așa că plecați din timp. De asta iau și cimbru, dar cimbru la ce să pune? Opa, vrea să cumpere cimbru, dar nu știu la ce să pună cimbru. Cum apuc să gătesc, citesc și pe aceste condimente, citesc pentru ce se folosesc, cum se amestecă și e bine să am, că am învățat foarte multe rețete după aceste pliculețe. Aha, e ca la bibliotecă, Oana. Citește pe spatele pungilor de condimente la ce se folosesc. Foarte bine. Coșul meu este gol în continuare. Să trecem, avem de luat niște lămâi. Totul se face cu dexteritate. Ne uităm la lămâi, nu sunt bune astea. Să fie moi, suculente, să am ce să storc la ele, nu? Da, dar astea sunt bune. Pe Oana, cred că dacă o duci la shopping de haine, se descurcă foarte bine. Dar cred că la mâncare va trebui să fie direcționată. Mergem la carne. Am ajuns la carne, raionul de carne preferat pentru mine. Ce adopt eu cel mai mult este acest piept de pui. O să le ajungă, chiar o să le rămână în plus de la pieptul ăsta de pui. La piept de pui e zgârcită, ci că o să le ajungă, chiar va mai rămâne. Nu toată lumea mănâncă ca fetele. O să iau mai multe din astea de roșii, pentru că am totuși 5 persoane și nu o să le ajungă. Dargeru, nu plecați cu cărăciorul meu, atâta vă trebuie. Băieții se înghesuie să-i facă poze bebelușei. Salată primavera, good idea! Inspirată, Oana, n-a cumpărat salată proaspătă, ci a cumpărat o pungă cu salată proaspătă, bineînțeles, dar tăiată și spălată. Mai puțină muncă. Morcovi mari, mai mici, îi tăiem. O să avem nevoie de pus morcovi la multe feluri. Chiar o să avem nevoie de morcovi. Eu mănânc morcovi și goi, așa, simpli, curăț puțin și mănânc. Sunt foarte sănătoși. Nu știu dacă o să ai voia un bilețel în buzunar sau nu, pe care trebuie să-l mai citească din când în când să vadă ce trebuie să facă, dar oricum va fi mult mai pregătit decât mine, clar asta. Aici sunt niște freșuri naturale, pregătite de dinainte, dar eu o să pregătesc freșurile mele. Nu o să las pe alții să pregătească, ce pot eu să fac singurică. Cu siguranță știe să facă freșuri, pentru că Oana ne-a promis că o să le gătească invitațiilor freșurile ei, nu cele cumpărate. Deci la freșuri să pricepe. Să vedem dacă se pricepe și la făcut. Pa, pa! Acum trebuie să alegem mere. Nu vreau să iau niște mere prea mari, pentru că o să am de tocat la ele, sau le dau părăzătoare, sau văd eu cum le fac. Astea sunt destul de mari, alea sunt românești, sunt mai bune, sunt mai sănătoase, le știu, sunt ale noastre. Avem de ales ceva mere, pentru că nu vreau să fac plăcintă fără mere sau cu puține mere, să aibă așa. Vreau să fie, mie îmi place să fie cu mai mult fruct. Pentru plăcinta de mere, sau pentru prăjitură de mere, cele mai bune mere și cele mai sănătoase sunt merele verzi. Acelea mari și verzi, dar se pot folosi și în antrenare din acelea mici sau crețesc, eventual. De curând am învățat să alegem grapefruit-uri, să fie lucioase, să fie ăsta, arată bine. Citricele mai lucioase sunt mai proaspete. Bravo! Luăm așa cașcaval pe care o să-l feliem. Asta e o brânză care îmi place mie mult. O să felie și pe asta să-l pun să fac un platou. Vorba, e bine să pun și niște măsline acolo pe platou. Să avem oricum măsline. O să facem, cred că, un platou destul de mare. Se
pare că Oana știe ce face și mă bucur că îl văd și eu pe Horia mai relaxat. 9 plus după prima probă. Urmează runda 2. Mi-am pregătit toate lucrurile astea. Asta trebuie să le spun pe toate. Am învățat de la Horia, m-am uitat la emisiune. Să știi că sunt, Horia, sunt foarte consecventă și am urmărit cu, în detaliu și cu atenție sfaturile pe care le-ai spus tu. Bravo! S-a schimbat fetița de hainele de stradă, s-a îmbrăcat ca o bucătăreasă cu șorți. Felicitări! Pune mâna și fă treabă! Astea sunt pentru plăcintă. O să începem întâi cu plăcinta, pentru că necesită mai mult timp. Am învățat lecția. Începe cu desertul, plăcinta de mere, care necesită mai mult timp până e gata. Bravo! Ești fată cu minte. Am o răzătoare foarte bună care să mă ajute cu multe la curățat, la ras, la... Hey. Care mă ajută să-mi tai și degetele. Acum, ce faci? Bine ai venit! Stai că aveam nevoie de ajutorul tău. Oana, am venit, ai venit să să mănânc. Spre binele nostru a invitaților, sper foarte mult să fie șmecheră și să cheme pe cineva să o ajute. Pe instrucțiunile de la acest foietaj scrie că... era să-l dau jos. Scrie că tava se presară așa puțin, să pune puțină apă pe tavă și e suficient. Eu o să pun puțin unt. O să ung așa cu puțin unt, pentru că nu vreau să se lipească și e posibil să o să am probleme după aia. În mod normal nu necesită foietajul unt, pentru că din toate aluaturile conține cea mai mare cantitate de grăsime raportat la făină. Și în felul ăsta prăjitura sau plăcinta va veni puțin cam grasă. Aceste foi nu sunt calde, sunt încă congelate. Da. Și nu o să se rupă când o să le punem în tavă. Păi... Cel mai bine este să se deruleze câte un pliu, pe rând, până se dezgheață. În felul ăsta nu riscă să îi se rupă foietajul, că altfel a stricat-o. Le-am scos. Să le, să le băgăm la defrost. Good idea. Hai să vedem cum scoatem noi asta de aici. Nu cred că e foarte bine. În primul rând, nu știu dacă încape foaia de foietaj înăuntru microundelor, pentru că e puțin cam lungă. În al doilea rând, e periculos, poate să se încălească prea tare și să se rupă. Ți-am zis eu că în bucătărie sunt kamikaze. Dacă nu sparg tot, cu siguranță mă tai și fac alte lucruri. Am mutat aparatul, l-am blocat pe celălalt. Bucătăria la Oana cred că va fi toată răvășită. Ia! Okay. Așa, asta cum o să le punem, că nu cap aici. Ar trebui să scoatem asta sau se învârte. Uite că e o chestie de care nu m-am lovit până acum. Exact cum am zis. Am mutat și cuptorul cu microunde de pomană, pentru că nu încap foile înăuntru. Tragic. Ia! Să știi că se descurcă bine, nu se mișcă. Aici s-ar putea să rândă Horia de noi, s-ar putea ca el să fi găsit o altă soluție. S-a făcut 4, mai au o oră până trebuie să vină musafirii. Și nici foietajul nu s-a dezghețat. Vai, vai, vai. Văd că s-au muiat. S-au muiat doar de deasupra. Uite, vă că arată foarte bine asta făcut așa. Vrei să te las pe tine să fac da, asta? Da. Măi, nu vreau să fiu așa pesimistă, dar cred că bebelușa de gătit n-o să ne gătească cine știe ce. Păi, l-ai lăsat destul de mult la dezghețat, nu? N-ar fi trebuit să fie așa. Sau poate nu l-ai lăsat pe tine. Așa, asta e ultima parte. Eu, dacă nu mă asculți pe mine... Exact ce am zis-o, aia s-a întâmplat. De ce le nimeresc eu așa? Știu, Horia, știu. Data viitoare o să dansezi tu la cronică și o să fie cu cătărie. Da, cred că nu se va întâmpla. Mi-a plăcut asta. Și că data viitoare o să gă... Stai că mă bucăresc. Da, cred că nu se va întâmpla asta. M-a amenințat Oana că data viitoare va... T-ai văzut asta? Oana m-a amenințat că data viitoare va trebui să dansez eu la cronică. Dacă tot trebuie să gătească ea. Aia asta ar fi frumoasă.
dansul elefanților? O mare varză aici am făcut. Varză de mere se numește. Într-adevăr, o mare varză a făcut acolo. Ar trebui să ungă marginile foii care este deja în tavă cu puțin ou bătut, ca să poată să lipească cealaltă foaie deasupra. Nu vreau să spun că foaia e mult prea mică pentru tavă, pentru că aș necojo-o pe băberușă, dar așa este. Vezi, acum s-a dezghețat, nu s-a mai rupt absolut deloc. O să tragem puțin mai sus. Așa, un venin. Tararam! Și acum ce-mi place mie cel mai mult să fac, să-mi înfig degetele. Ia! Și unghiuțele, așa. Cred că are experiență. Cred că și-a gătit de multe ori singură. Cred că e interesată oarecum de ca orice femeie până la urmă. Întâmplare din bucătărie a fost acum 2 zile când am făcut prima plăcintă de mere din viața mea, pentru că chiar am vrut să învăț, chiar mănânc plăcintă de mere, dar nu am gătit niciodată. Și am început să dau merele părăzătoare și poate o să vedeți mai târziu ce tăiată sunt la degete și cât de tare mi-am putut să-mi tai degetele răzătoare. Ting, 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 ting. Aici 2 ochi, aici o gură, aici un nas, să facem gura mai zâmbitoare. Doamne! Să cad 2 copii fetele astea. Fantastic. Băgăm plăcinta la cuptor, având în vedere că s-a încins foarte bine. Și o să mai degustăm. O lăsăm deocamdată la o temperatură mai mică, vreo 5 minute, după care după 5 minute o dăm la temperatura maximă să se facă bine de tot. Am fugit de bucătărie pentru că nu am vrut să mă îngraș. Am încercat să țin diete cu pufuleți și să nu mă apuc să gătesc rețete sofisticate și mâncare complicată. Dar de când stau singură și mai am musafir la mine din când în când, pentru că nu am timp să primesc foarte multă lume și nici o să stau prea mult pe acasă, am început să gătesc. Mi-am băgat degetele. Mi-am băgat degetele peste tot aici în mâncare. Și acum avem și ulei de măsline? Normal, o să punem la sfârșit și niște ulei. Uleiul de măsline s-ar fi pus mai devreme pe chestiile astea. În mod normal trebuie să pună chiar înainte de a veni musafirii, pentru că salata va părea mai lucioasă, mai frumoasă în felul ăsta. Ulei de măsline. Aș tropi așa și puțin. Nu, ăsta e sigilat, celălalt. Oțet. Balsamico. Este foarte corect. Ulei de măsline, oțet balsamic. Salata va fi ok. Bravo. N-am pus-o pe brânză, nu știu, din greșeală mi-a căzut și pe brânză. Spală cu ulei. Să știi că și așa feta e foarte grasă. Dacă mai dăm și cu ulei pe ea. E ulei de măsline și n-am pus mai mult de 2 linguriță. Cam mult oțet balsamic. Acesta e destul de puternic aromat. Laptele, pentru că vom avea nevoie și de niște lapte. La ce avem nevoie de lapte? Că am uitat să-l pun. Vezi, dacă nu mi-am notat și o să zic că Horia, de ce nu ți-ai notat? Trebuia să știi în ordine. Pentru că trebuia să ungem acel blat cu niște ou și cu niște lapte. Sau lapte sau doar o lapte, sau ou sau doar ou. Ceva de genul ăsta, mă înțelegi? Și nu l-am luat și asta e, arată foarte bine și lasă. Și-a adus aminte că ar fi trebuit să ungă plăcințica cu puțin ou bătut sau lapte. A uitat. Nu o să fie foarte rumenă plăcinta și nu o să arate foarte bine. Stă bine în bucătărie? O să punem pieptul de pui cu toate celelalte condimente. Horia a plecat un pic să-și repete dansul pentru cronică. M-a lăsat pe mine să-i țin locul. Nu o să punem vin. Vin o să vreau să le dau invitațiilor mei la aperitiv. Aperitiv aș vrea să le dau altceva. Ți-am zis? Nu. Cipită de ierba. Știi, băutura mea preferată, mai am puțin. E un fel de lichior special care se bea numai în Ibița. L-am adus eu din Spania, l-am cărat cu avionul. Și o să-i servesc pe invitații mei cu niște cipită de ierba. Dacă vrea cineva vin, dacă vrea apă, vrea suc, am de toate, nu-mi fac griji. Și sunt și eu casă drăguță. Nu sunt doar de drăguță? Ca
cam multe condimente peste puiul ăla și, repet, nu este bine să vărsăm sau să presărăm condimentele direct din cutii, pungi, paghețele, indiferent, pentru că nu știm exact cantitatea pe care o punem și poate să fie mult prea condimentate, mult prea sărate sau mult prea, știu, aromate. Și nu e bine așa. Așa, le-am amestecat, le-am pregătit. Acum, vreau să punem în tavă, o să punem, pentru că se fac într-un timp relativ inegal toate celelalte legume și o să le punem așa în tavă, punem morcovul de dedesubt. Eu lipsesc un pic să-mi notez rețeta, că pare interesantă. Vă las cu Horia, să fiți cuminți. Opa, ciupercuțele n-au mai fost curățate de Oana. Nu le-am mai luat codițele și nici măcar nu le-am mai curățat de pelița cu care sunt acoperite. Foarte bine, le-a spălat, e destul. Am așezat fața de masă, îmi place foarte mult, e o față brodată, tradițională, românească. Aici o să fie locul meu, o să încerc să fac suprafața asta mai mică, a mea, că e prea mare, celelalte într-adevăr sunt mai mici. Așa, am și niște furculițe micuțe, micuțe pentru aperitiv și șervețelele. Să zic că nu este organizată deloc. Ba da, sunt organizată și mă descurc foarte repede. Văd că invitații nu mai au răbdare și se pregătesc să dea buzna în casa Oanei. Până să ajungă și povestesc bancuri cu blonde. Sau nu sunt bancuri? Vezi ce surprize ne fac blondele astea? De ne dau pe spate. Eu să știi că am să mă străduiesc, dar pe cuvânt. Eu vreau să, dacă vă povestesc ce am pățit odată. Pe la 19 ani am vrut să fac și eu un orez. Și am pus, acum chiar că sunt blond, o să râdă toată lumea, cât orez, atâta apă. Îți dai seama ce a ieșit. Nu știu să gătești și nu-mi place și mi se pare o pierdere de vreme. Păi și ce faci, mă, dacă te măriți cu unul care îți spune condiții, îți place, îl iubești, e nebunită după. Da, poate să-mi placă și să-l iubesc. Și zice, măcar să-mi gătești și mie. Nu, eu câștig bani ca să-mi angajez femeie, ca să... Ai văzut? Gătea. Afacerista. Eu și dacă nu-i convine, n-are decât să-și ia femeie în casă. Deci nu soție. Sinceră să fiu, nu știu unde se pune, nu prea mănânc cu furculițele astea. Sunt foarte drăguțe și foarte haioase și foarte... Probabil că să pun undeva sus. Furculițele se pun în stânga. În stânga. Asta e platou cu aici sau și e important să aibă sare pe masă de toate. Vinul, la un moment dat o să-l aduc, e bine să vadă ce au pe masă și ce le-am pregătit eu. Bebelușa o să ne ia ochii cu așezatul mesei, cu decorul, cu gesturile ei, cu gingășia ei. Cu asta o să ne întâmpine ea foarte frumos. Cu gătitul... O farfurie, de fapt două farfuriuțe. Nu se servește că după masă, trebuie să servesc pe fiecare. Acum nu e nimeni și îmi fac de cap și pot să servesc cum vreau eu. Dacă sunt singură, pot să fac ce vreau eu în casa mea. Oana, repede. Oana? Se descurcă sau nu? Hai să dăm pronostic. Dacă are ajutor și